Bine v-am regăsit, domnilor și domnilor, la o nouă ediție a emisiunii La Țintă. Sunt Filip George și astăzi, din nou, am plăcerea să-l am alături de mine ca invitat pe un om extraordinar, un doctor renumit, aș putea spune, domnul doctor Narcis Filipescu, medic specialist chirurgie cardiovasculară și șef secție chirurgie cardiovasculară din Clinico. Bună seara, mulțumesc tare mult pentru prezență, domnule doctor. Bună seara, bine ați venit. Dacă ar fi să spun corect, vă mulțumesc pentru invitația în biroul dumneavoastră. De această dată vom povesti puțin despre partea din spatele profesiei. Vă vom cunoaște mai mult pe dumneavoastră ca și om înainte de a fi medic, pentru că aveți o poveste interesantă. Sunteți unul dintre medicii care s-au format într-o altă țară, în Franța mai exact, și s-au reîntors acasă în România. Evident, v-aș întreba cum a fost pregătirea în Franța, după care de ce v-ați întors în România? Da. În primul rând, de ce am plecat în Franța? Cred că și asta e interesant, pentru că foarte mulți medici pleacă peste hotare, știm foarte bine, în Franța, în Anglia, în Germania. Eu am plecat în primul rând în Franța pentru a aprofunda, să spunem, această meserie. Nu am plecat pentru bani, nu m-am gândit niciodată la lucrul ăsta, ba din contra, spunem. Adică nu am avut în Franța, să spunem, o poziție foarte bănoasă, să spun așa. În schimb, am avut o poziție extraordinară din punct de vedere profesional. Am lucrat în Paris, într-un spital extraordinar, Spitalul Saint-Joseph, cu niște oameni pe care îi cunoscusem, da? Practic profesorul Bicald, care mi-a fost mie îndrumător acolo, l-am cunoscut la Timișoara, eu am făcut rezidențiatul la Timișoara. Și pot să vă spun că atunci când l-am cunoscut, viziunea mea asupra chirurgiei s-a schimbat complet. Deci a fost impresionant când l-am văzut prima dată la Timișoara, a operat un pacient, era un pacient coronarian care a făcut un infarct și a făcut toate complicațiile posibile a infarctului. Adică avea un anevrism de ventricul stâng, avea insuficiență mitrală și avea un defect septal ventricular. Deci era un caz super complex și mai trebuia și niște bypass-uri. Iar profesor Bical a venit și a făcut operația asta, a făcut cele două bypass-uri, a reparat valva mitrală, a închis defectul, a făcut anevrismul și toată lumea, mă uitam la el așa cum, când a început operația, mișcările, pur și simplu nu îi se mișcau mâinile. Ne uitam așa, omul foarte calm, foarte liniștit, cu acura, foarte simplu așa opera, foarte precis, dar cu niște mișcări, te credeai că o să stai două zile acolo să vezi operația. La noi, o stăpânire de sine. La noi operația ar fi durat poate o zi întreagă, 6-7 ore să zicem, să fost repart tot ce era acolo. Și văzând viteza cu care lucra, sau mă rog, aparent viteza cu care lucra, credeam că o să stăm două zile acolo, vă spun sincer, zis, Doamne, ce mai e și asta. Dar când am uitat la ceas, omul a intrat în sală la 9, la 12, a terminat totul. Am fost... Deci jumătate în timpul la care... Extraordinar. Omul, cum să spun, deja depășise, cum să zic, își depășise meseria de chirurg. Era efectiv un artist. Era efectiv, adică așa mi s-a părut mie, așa am interpretat. Deci a fost un wow. Pentru prima dată când eu în viața mea am zis wow. Da? Și evident când am văzut chestia asta, mai departe în capul meu s-a înfiripat o singură idee. Eu trebuie să ajung la omul ăsta. Eu trebuie să ajung să învăț meserie de la omul ăsta, pentru că omul ăsta este un artist. Da? Și asta am făcut. M-am rugat de șefii mei vreo câțiva ani, na, în fine, tot, na, până la urmă a fost acceptat. Na, până la urmă a fost acceptat și m-am dus în Franța. Na, vă spun sincer, nici franceză nu creșteam bine. De ce să te cunosc? Am făcut franceză vreo 7-8 ani, să zic așa, în clasa 5-a, dar o prea excelam eu la limbi străine și așa. Dar în fine, vorbind acolo cu oamenii, na, la început, prima lună, să zicem că e mai greu, dar... După aceea înveți, o limbă relativ ușoară. M-am dus pentru 6 luni. Deci eu trebuia să mă duc acolo să stau 6 luni, după care să mă întorc. Dar, cum să spun, venind în contact cu medicina din Franța, cu secția respectivă, cu oamenii de acolo, mi-am dat seama că acest lucru nu va fi posibil sau nu că nu va fi posibil, mie mi-ar fi fost greu să mă desprind de acolo. Și atunci am făcut ce am crezut eu că mai bine, am încercat să mă implic total, cumva, ca să nu plec de acolo. Și cumva mi-a ieșit. Pentru că oamenii au văzut, după 6 luni m-a întrebat ce vrei să faci și spun, nu vreau să mă întorc. Vreau să rămân aici,
vreau să stau mai departe cu dumneavoastră, pentru că oricum nu mă așteaptă bun nimic bun în România, pentru că eu am stat 6 ani la Timișoara, rezidențiatul nostru durează 7 ani, iar eu știam că în momentul în care terminam rezidențiatul, eu nu aveam job. Deci eu eram, după 6 ani de facultate, 7 ani de rezidențiat, eram șomer. Da? Deci cumva n-aveam niciun sens să mă întorc. Da? Așa că am mai rămas și așa, până la urmă, asta oamenii aia m-au ținut 5 ani. Asta se întâmpla în 2007. Deci în 2007, în noiembrie, eu am plecat în Franța. Și m-am întors în mai 2012. Și practic în toată perioada asta am rămas acolo. Și a fost o conjunctură, să spun așa, favorabilă, în sensul că eu nu mi-imaginam că mă întorc așa repede. În capul meu, plecarea asta urmea să, nu știu, să țină vreo 10 ani, mă gândeam că, uite, poate totuși nici nu să am șansa să mă întorc. Adică eu nu am plecat din România pentru o viață mai bună și să rămân în Franța, într-o țară, să zicem, civilizată. Da, și într-un sistem medical foarte bine pus la punct. Am plecat să învăț această meserie. Dar în același timp ați plecat conștient fiind de faptul că în România nu prea aveți foarte multe perspective. Exact. Și tot timpul am vrut să mă întorc. Și a fost o conjunctură favorabilă că, na, după ăștia 5 ani mei în Franța, auzisem de această clinică. Era singura clinică la vremea respectivă care făcea chirurgie cardiacă în privat. Da? Și na, au fost aici niște chirurgi care la un moment dat au plecat și cumva, știți cum se zice, s-au aliniat planetele. Da? Asta a fost motivul sau momentul în care eu m-am întors. Vă spun sincer, n-aveam de gând să mă întorc, planul meu era complet altul, dar venind așa, am venit la invitație, am trimis un CV aici, pur și simplu așa, hai să trimit, să fac și treaba asta, dar știind nu că sperați neapărat. Nu speram neapărat. Și chiar dacă să zicem că aș fi primit un aviz favorabil de aici, nu eram convins că vreau să plec din Franța. Da? Mai era ceva ce trebuia să vă convingă. Da, exact. Dar recunosc că ăștia 5 ani în Franța au fost și niște ani în care, pe lângă meseria care am învățat-o acolo, inevitabil trebuie să o înveți și altfel n-aș fi stat acolo în spitalul ăla atâta timp, simțeam că lipsea ceva. De fiecare dată cât țin minte când mă întorceam acasă, de Paști, de Crăciun, mi-era foarte greu. Primele 2 săptămâni erau crunte când mă întorceam acolo. Îmi lipsea acel ceva, îmi lipsea oameni, îmi lipseau multe lucruri. Da? Așa că atunci când m-am întors în țară, m-am întors aici la invitația fostului șef de aici și venind așa un pic în contact, văzând spitalul, în primul spital m-a impresionat. Da? M-a impresionat curățenia spitalului. Adică pe vremea respectivă, spitalul unde lucram eu, într-adevăr, era un spital occidental, un spital, dar curățenia din spitalul ăsta m-a impresionat și mai mult. Da. Deci era oarecum din anumite puncte de vedere peste spitalul din Franța. Da, țin minte că m-a dus acolo fostul șef și m-a dus aici un loc unde infirmierele, nu știu, spală lucrurile, zice salonul de murdare, așa zicem noi aici, și acolo m-a întrebat, trage aer adânc și spune ce simți. Și mirosea așa, floral, și zice, ăsta e cel mai murdar loc din spital. Știi, ceva încep. Și într-adevăr, m-am convins că spitalul e super curat și am văzut că era totul ce trebuie. Și iar un lucru care m-a convins să mă întorc a fost discuția asta permanentă între cardiologi, pentru că, practic, aici este un spital de cardiologie în care sunt cardiologi clinicieni, mă rog, ecografiști, sunt cardiologi intervenționiști, sunt electrofiziologi, implantologi, chirurgi cardiaci. Și, practic, ne adresăm aceluiași pacient, să spun așa, și toate deciziile se iau împreună. Da? Și în Franța era lucrul ăsta, dar, pentru că ăsta e esența unui hard team, dar în Franța ne vedeam mai rar, eu știu, o dată pe săptămână, o dată la 2 săptămâni, pe când aici oamenii se vedeau zilnic, ceea ce mi s-a părut un avantaj enorm din punctul ăsta de vedere și asta facem în continuare. Dar în fine, pentru mine, că vorbeam de experiența din Franța, deci a fost o experiență extraordinară în care mi-a permis să mă dezvolt ca și profesionist, da? Și într-adevăr, oamenii care m-au avut acolo și-au pus amprenta asupra mea, chirurgia mea în momentul ăsta este ceea ce am învățat acolo și au fost, să zicem, 2 oameni, profesorul Bical și doctorul Delius, care cumva și-au pus amprenta asupra mea. Chirurgia mea e cumva o
amestecare. Și ați reușit să învățați din dibăcia acelui profesor care v-a uimit la început? Vă dați seama, ca să ajungi la asemenea maestrie, trebuie, na, probabil că, nu știu, la 60 de ani o să ajung și acolo, nu știu. Dar, într-adevăr, na, asta trebuie mulți ani, deci omul are în spate o viață. Na? Ca să ajungi acolo, într-adevăr, îți trebuie o viață. Dar n-aș putea să spun că a ajuns acolo, dar na, cred că pot și eu să abordez toată cazuistica, cel puțin din această patologie în momentul de față. Domnule doctor, care sunt lucrurile pe care credeți că le-ați învățat stând în Franța și poate că nu le-ați fi învățat dacă rămâneți în România să continuați rezidențiatul? Da, să dau un exemplu foarte simplu, care pe mine m-a convins, să spun așa. De exemplu, eu am plecat din România în 2007 când operația, să spun așa, standard la pacientul coronarian, dau exemplu ăsta, era o mamară și două vene, să zicem. Așa, asta e operația clasică și, din păcate zic eu, este încă operația de bază în toată lumea. Da? În sensul că o mamară și două vene se face peste tot în lume cam la fel, să spunem, și încă cu o frecvență foarte mare. În Franța am ajuns să văd. În Franța se operau oameni foarte bătrâni. Foarte bătrâni. Deci pot să spun că, na, două treimi din ei erau clar peste 80 de ani. Dar operau oameni și de 90 de ani. Da? În Franța, pacientul de 80 de ani primea două mamare. Știm foarte bine că mamarele, clar, sunt mai bune, că rezistă mai mult în timp decât venele, decât safenele. Da. Și acolo, în România, operam oameni, o mamare și două safene, oameni de 50 de ani și în Franța ăștia operau două mamare la toți pacienții. Da? Care era rostul, adică te întreba, domnule, ăla de 80 de ani, cât mai trăiește el ca să beneficieze de două mamare? Nu? Că până la urmă și, și două safene pentru pacientul de 80 de ani sunt suficiente. Dar oamenii spuneau așa, filozofia lor era alta. Zice, domnule, noi trebuie să facem tot timpul două mamare la toți pacienții, pentru că oricum e cel mai bine și dacă pacientul tot se operează de treaba asta, trebuie să primească cel mai bun. Și al doilea lucru e ca un antrenament, dacă vrei. Dacă îl faci doar la aia de 50 de ani, vei fi mai puțin dibaci, da, decât dacă îi faci la toți. Atunci politica spitalului era, domnule, facem la toți două mamare. Ba mai mult decât atât, există încă o problemă în lumea medicală vis-a-vis de două mamare la pacientul diabetic. 60% din pacienții care se operează sunt diabetici. Da? Faptul că ei cele două mamare devitalizez un pic sternul și mulți de asta nici nu fac două mamare în ideea că devitalizez sternul și pacientul se infectează, nu se vindecă sternul. Da. Profesorul Bical a fost printre oamenii care au zis, domne, dar pacientul diabetic dacă îi pune safene, vene, se strică imediat. Trebuie să găsim o modalitate să luăm două mamare la pacientul diabetic pentru că asta e soluția. Și atunci el a inventat o metodă, da, de prelevare a arterelor mamare fără utilizarea bisturiului electric, pentru că de fapt atunci când utilizezi, când iei arterele mamare, practic devitalizezi un pic sternul. Arzi. Da? Ei, și arsura aia pacientul diabetic face ca sternul să nu se vindece. Da? Ei, și el a inventat tehnica asta, practic cu asta s-a lansat el și pentru asta a fost cunoscut și, mă rog, a primit și medalii în Franța pentru tehnica asta. Și practic eu pentru, în esență pentru asta am plecat. Dom'le, de ce să nu facem două mamare la toți pacienții? Da? Și să reînvățăm, să recoltăm așa cum face el cu forfecuța. Într-adevăr, e o tehnică dificilă, da? Dar acolo numai așa se făcea. N-aveai voie altfel. N-aveai voie să pui bisturiu electric pe pacient la mamară. Asta era regula. Da? Și ați adus cu dumneavoastră această tehnică? Și am adus cu mine, evident, această tehnică. Era imposibil, pentru că nu puteai să faci în alt mod. Era regula casei, să spun așa, și trebuia să o faci. Și învățând așa, nici nu știu altă tehnică. Deci, pentru mine asta e singura tehnică posibilă, din punctul meu de vedere, cea mai bună. Și știu că e cea mai bună pentru că nu avem probleme de genul ăsta. Da? Deci asta e una. Da? Mă rog, mai sunt și alte lucruri care le-am învățat, dacă vreți și alte exemple, dar, într-adevăr, ce am învățat acolo diferea foarte mult față de ceea ce știam în România, că se poate face în meseria asta. Este cunoscut faptul că dumneavoastră vă remarcați prin comunicarea pe care o aveți cu pacientul, prin timpul pe care îl acordați, nu știu, un timp mai lung pentru a comunica cu pacientul, pentru a-i afla, poate, nu știu, povestea din spatele lui. E un lucru pe care tot la fel l-ați învățat sau este un lucru pe care îl aveți nativ? Nu știu asta. Adevărul este că genul ăsta de comunicare nu te învață nimeni. Da? Deci nu e o chestie care o înveți în facultate sau o înveți sau în o faceți pentru că trebuie. O faci
o faci pentru că oricum trebuie, doctorul, să câștigi încrederea acelui om. E vine omul în fața ta care are o problemă, o problemă gravă, nu? E vorba de inimă și tu trebuie să-l ajuți. Dar în același timp, viața lui e mâinile tale, să spun așa. Tu trebuie să explici că în operația asta trebuie să-i oprești inima, lucrezi acolo. Oamenii, vă dați seama, au frică, nu? Ăsta umblă pe inima mea. Adică eu trebuie să-mi aleg doctorul respectiv, nu? Te operezi pe inimă, vrei să ai cel mai bun doctor, nu? Și evident, nu poți, oamenii în primul rând vor cel mai bun doctor și tu nu poți să fii cel mai bun doctor dacă nu-i câștigi în primul rând încredere. Că după aceea omul ce află despre tine, de la alți pacienți, de, na, nu știu, pe internet, pe... Dar în primul rând tu trebuie să-i câștigi încrederea. Și trebuie să recunosc că nu e ușor. Contează asta, a reușit o operație, încrederea pe care ți-o acordă pacientul? Eu cred că contează. Eu cred că contează foarte mult pentru că pacientul atunci când se lasă în mâinile tale este altceva și ăsta e primul pas. De exemplu, eu am fost uimit, apropo de Franța, că tot am vorbit de Franța. În Franța oamenii erau foarte încrezători în sistemul medical. Oamenii veneau la spital, da? Pentru că știau că acolo e în spitalul lor. Mă rog, unii era, practic există o arondare acolo. Domnule, eu duc la spitalul San Jose pentru că la spitalul ăla sunt eu arondat, m-a trimis doctorul meu de familie sau cardiologul meu, mă duc acolo, mă operez, n-am nicio treabă. Poate nici nu știu cum. Deci există o încredere în nici sistem. Nici nu știu cine operează, ca să înțelegeți. Da? Și oamenii n-au problema asta. Domne, le explici, că ești obligat să le explici. Domne, uitați ce înseamnă operația, că na, trebuie să le explici de la anestezie, că le pui un cateter, că le pui o venă, o arteră. Da? Trebuie să le explici toate lucrurile astea, trebuie să le explici un pic operația, dar oamenii nu au această suspiciune. Oamenii nu te suspicionează. Da, domnule, am înțeles. Unii nici nu mă vreau să știu. Am înțeles. Eu am venit aici, faceți ce știți dumneavoastră, nu mă interesează. Da? Că de-aia am venit, să-ți profesionist. Că de-aia am venit. Da. Da. E, în România există această neîncredere. Neîncrederea oamenilor în medici. Poate undeva și pe bună dreptate. Nu știu. Na, sunt tot felul de povești. Na, auzisem și tot felul de povești. Dar, într-adevăr, am remarcat, venind în sistemul francez, să spun așa, venind în România, am remarcat această suspiciune. Pacientul te privește suspicios. Dar nu are încredere. Nu are încredere în sistemul medical. Hai să recunoaștem. E un adevăr. Da? Și atunci tu cumva trebuie să-i dai această încredere. Adică trebuie să-i rupi ceea ce crede el și să-l faci să creadă. Și dumneavoastră vă bucurați de niște pacienți care acordă o încredere mai mare pentru că vin într-un sistem privat. Da, încrederea este puțin mai mare. Vedeți, deja pacientul care vine într-un sistem privat deja nu crede în sistemul de stat. Da? Deci el cumva e un neîncrezător, să spun așa, în sistemul medical. Poate și implicit în medic. El speră că în sistemul privat lucrurile stau diferit. Da? Lucrurile stau diferit, dar omul vine oricum neîncrezător. Și lucrul ăsta trebuie să-l câștigi cumva. Trebuie să om să înțeleagă că ceea ce vrei tu să faci în binele lui. Iar pentru mine tot timpul încrederea asta, din punctul meu de vedere, se câștigă atunci când îi prezinți lucrurile exact așa cum sunt. Fără înflorituri, fără... Pur și simplu omului trebuie să-i explici. Omul dacă înțelege despre ce e vorba, îi capăși încredere. Adică vorbeați de timp. Da, îți trebuie un timp. Îți trebuie un timp să vorbești cu pacientul, să explici operația pas cu pas, în primul să explici de ce e nevoie de această operație, pentru că marea problemă, să spunem, acestei patologii în România, din câte văd eu, este că mulți pacienți ajung prea târziu. Ajung prea târziu pentru că unii dintre ei ori nu se duc la doctor decât când e, știți cum e, când te doare. Sau da. Când e, na, când mai poți să respiri, când e, noroc când mai poți să faci doi pași, da? Dar sunt mulți care chiar se duc la cardiolog sau la medicul de familie și cumva sunt tot așa plimbați, în sensul că se duce la cardiolog, cardiologul zice: hai că te mai țin, nu, îți dau exemplu, stenoza aortică, da, domne, vezi, sunt niște criterii clare când se operează stenoza aortică, dar sunt și cardiologi care nu zic, lasă, că am mai văzut eu, știi, uite, și nu e foarte, zice, domne, ar trebui o operație, dar mai mergești cu pastile. Ei, și la asta, cum mai merge și cu pastile, se întâmplă probleme peste an, pentru că omul zice, lasă că mai merge și cu pastile, plus că stenoza aortică este o boală a omului vârstnic. Dar v-a zis că în Franța peste 80, două treimi erau clar peste 80 de ani și stenoza aortică este o boală a omului de 80 de ani. Și mulți zic, domne, am 80 de ani, ce să mai mă operez eu la 80 de ani? Și lasă că mai merge cu o pastilă și așa, până când ajung la tine într-un stadiu foarte avansat de boală, în care operația devine riscantă. Adică dacă el s-ar fi operat cu un an, doi în urmă, sau
mai mulți, ar fi fost altceva. Mult mai simplu ar fi trecut peste treaba. Aici vorbim până la urmă de vestita prevenție. Da, exact. Vestita prevenție și indicația să fie făcută la timp. Asta, aici ne lipsesc nouă niște lucruri. Pe de o parte, cum să aducem acești oameni la, să zicem, la doctor, da? Și a doua problemă, să facem lucrurile la timp, așa cum trebuie făcut. Acolo trebuie să tindem. Practic, dacă pot să-mi permit, asta este practic diferența între un sistem occidental, să spun așa, francez și sistemul nostru. Aici apar diferențe. În Franța erau și acolo oameni super bolnavi. Dar să știți că oamenii aia de obicei super bolnavi ori veneau din afară, ori veneau oameni din toată lumea acolo. Erau indieni, chinezi, mai știu eu de pe unde. Da, unii care trăiau acolo, alții care au zis și veneau din Africa, nu mai vă povestesc ce veneau la Paris să se opereze o grămadă. Da? Într-adevăr, cu boli grave, pentru că stând într-o țară săracă, neavând acces la partea medicală, na, ajungeau într-un stadiu din ăsta destul de greu. Ați operat în Franța și români? Da, puțin, dar într-adevăr. A fost altfel, nu știu, sentimentul în momentul în care vă operați un compatriot? Da, adevărat, a fost așa, că na, vorbești cu el, e altfel când vorbești în limba ta, parcă le înțelege altfel și, na. Da, nu. Spuneați înainte de emisiune, domnule doctor, faptul că dumneavoastră nu aveți foarte multe cazuri anual, câteva sute, da? Pentru alții, ca și, nu știu, ca și telespectatori, pare foarte mult. Pentru dumneavoastră, ca și medic, spuneați că nu este foarte mare această cifră. Nu, faptul că un chirurg cardiac, în general, cam asta e limita lui, să spunem așa. Poți să operezi și mai mult, dar asta... Da, spuneați nu mult, vreo 200-300 pacienți. Nu mult în ideea de a ne compara cu un chirurg de chirurgie generală, care poate să opereze, eu știu, 5-6 cazuri pe zi. Da, un chirurg de chirurgie cardiacă poate să opereze, zicem, maxim două. Iar dacă părerea mea că dacă operează două pe zi, timp de o săptămână, e cam dărâmat. Da. Bun. Deci, din toate aceste cazuri, aveți anumiți pacienți de care vă amintiți, anumite situații care v-au marcat, poate? Nu știu, poate și în sensul bun al cuvântului și în sensul negativ. Într-adevăr, pe noi doctori în general, și cred că asta e valabil în toate specialitățile, ce ne marchează de obicei nu sunt succesele, între ghilimele. Alea de cel mai multe ori le uităm. Da. Puțini, așa că na, mai întâlnim sau venim în contact. Într-adevăr, ce ne marchează pe noi, să zicem, sunt pacienții care au fost într-un fel insuccese, pentru că trebuie să recunoaștem medicină, mai sunt. Rar, dar se întâmplă. Una, pentru că, exact ce vă spuneam dumneavoastră, sunt pacienții noștri care vin în ultimul stadiu de boală, într-un stadiu în care deja știi dinainte că ceva rău se poate întâmpla. Despre asta vorbim. Da? Dar chiar și așa, tot timpul te gândești, doamne, dacă poate aș fi făcut altfel sau nu știu, tot timpul există acest dacă, da? Și practic ăștia sunt cazurile care te marchează pe tine ca și chirurg. Da, ăstea sunt cazurile care nu le uiți niciodată numele, de exemplu, sau mă înțelegeți? Da. Dar evident și succesele și așa, poveștile frumoase, da, sunt povești frumoase și na, care, de exemplu, o poveste frumoasă este, țin minte, un pacient care în fiecare an mă sună de 1 ianuarie să-mi spună că e în viață, pentru că, de fapt, el n-a vrut să se opereze, deși avusese indicații operatorii în urmă cu mulți ani să-l operez eu, dar el n-a vrut să opereze. Că a avut mulți prieteni, sau mă rog, așa susținea el, că a fost prieteni de-ai lui care au murit la operație și că el nu vrea să se opereze de așa ceva. Și mă rog, nici acum n-ar fi vrut să opereze, cardiologii intervenționiști a zis, lasă că îl stentăm noi, că încercăm, în fine, până la urmă lucrurile au ieșit bine, să spunem așa. Și omul a fost foarte încântat de treaba asta, pentru că na, el era convins că va muri la operație, asta una, a zis, doamne, dacă mă operez așa, a văzut prin ce a trecut, că era să dea colțul, să zic așa, a fost practic o intrare de urgență și na, până la urmă s-a văzut viu și se vede an de an și mă sună de 1 ianuarie să-mi spună că e în viață, face asta pentru că l-am operat la 80 de ani, deci avea deja 80 de ani când l-am operat și acum an de an el mă sună, este în viață, na. Deci un exemplu, un exemplu așa simplu care îmi vine frumos. Da. Dar peste eșecuri, cum reușiți să treceți? Pentru că dumneavoastră spuneați mai devreme că există și astfel de lucruri. Nu vă, nu știu, demoralizează într-un anume fel, nu vă vine să spuneți ce s-a întâmplat asta? Așa este. Eșecurile, vedeți, dar asta face parte din meseria noastră. Meseria noastră de multe ori cazi în genunchi și trebuie să ridici. Practic, dacă aș vrea să sintetizez cumva, cam despre asta e vorba. Cât de repede te ridici sau cum mergi mai departe. N-ai voie să spui nu pot? Sau nu mai pot? Nu. Ideea este ca să cazi în genunchi de cât mai puține ori. Practic asta ne dorim. Noi tot ceea ce facem este ca lucrul ăsta să nu se întâmple niciodată, dacă se poate. Da? Mortalitatea în chirurgia cardiacă este undeva la 2%, să spunem, în momentul ăsta. Da? În momentul ăsta atâta este, da? Statistic. Dar cu siguranță că peste ani va ajunge și mai puțin.
acum 20 de ani era 10% sau poate și mai mult. Deci progresul, da, progresul medicinei este evident. A fost... Progresul este evident. Din ce în ce avem aparate, să spunem, mai bune, avem aparatele extracirculației corporale care devin din ce în ce mai bune, mai puține inflamație, tehnici mai bune, avem așa este priza în șarjă al pacientului mai bun, deci lucrurile evoluează, clar. Acum poate o curiozitate pe care o au și pacienții, dumneavoastră ca și om, evident, aveți și zile mai bune și zile mai puțin bune, da? Nu le spune neapărat zile proaste. În momentul în care aveți o zi mai puțin bună și aveți o operație destul de dificilă de realizat, cum reușiți să vă motivați să faceți acel lucru cu succes? Cum reușiți să vă deconectați de problemele zilnice? Pentru că, până la urmă, cum spuneam, sunteți om înainte de a fi medic. Știți că meseria asta nu poți să faci dacă nu-ți place. Da? Este o meserie dură. Este o meserie în care stai multe ori în picioare. Dar ce mai greu în meseria asta este, practic, învățarea acestei meserii. Este educația care o primești. Da? Iar pot să vă spun că, la și nivel de educație, părerea mea că e una dintre, poate cea mai dură din medicină. Mă să vă dau un exemplu. La Timișoara, ca rezident, da, eu lucram de dimineața de la 7 până seara la 10-11. Aproape în fiecare zi. Da, mă trezeam, eram primul acolo la ora 7, intra bolnav în sală, trebuia să mă ocup și din tot felul de lucruri, în fine. Sâmbăta, duminică eram la spital. Da? De multe ori trebuia să fac lucruri care n-am apucat să le fac în timpul săptămânii. Da? Am avut recorduri de somn, ca să vă înțelegeți, recordul meu de somn dintr-o vineri până vineri a fost de 8 ore. N-am spus niciodată săptămâna aia, cred că a fost cea mai dură din viața mea. Mergeam la prieteni când stăteam pe scaun, adormeam. Aveam un prieten în cămin în Timișoara, mă duceam la el, mă puneam pe scaun și adormeam, instant. Deci a fost foarte dură această perioadă. Am ajuns în Franța, în care lucram, să zicem așa, de la 8-9 dimineața până seara la 6-7. Pentru mine era așa, era parte, o vacanță. Da? E adevărat că acolo eram on call tot timpul. Da? Eram on call tot timpul. Deci dacă se întâmpla ceva reanimare, pe mine mă suna. Da? Trebuia să fiu acolo. E adevărat că stăteam în cămin. Căminul, practic, era un cămin acolo, chiar în curtea spitalului. Era foarte ușor de ajuns. Da? Eu și atunci când mă duceam la cinema, de fapt și acum, când mă duc la cinema, eu nu mă simt bine dacă stau pe centru. Da? Cum să nu te uiți la cinema, te pui pe centru, eu nu mă simt bine. Pentru că eu m-am obișnuit să stau exact acolo unde intră lumea. Pe ultimul rând, nu acolo, primul rând sau ultimul la margine, ca, ca să pot să plec. Eu acolo mă simt bine și acum. Deci v-a marcat acea perioadă. Deci ăla e locul meu. Eu acolo mă așez, acolo așa, stand așa într-o parte, acolo pot să văd ecranul cel mai bine. Da, pentru că... Deci la margine, gata pentru a salva viața unui om. Da, mă rog. Cam asta ar veni, gata, mare, să te suna telefonul și trebuia să răspunzi și trebuia să duci la spital și trebuia să fii undeva în 20 de minute să fii la spital. Cam despre asta era vorba. E, ce vreau să spun este că noi suntem pregătiți cumva de momentul ăsta, ziceați dumneavoastră, că poate ai o zi mai proastă și trebuie să faci o operație grea. Pentru că, practic, tot timpul, de când am terminat facultatea și până în momentul ăsta, asta am făcut. Ne-am antrenat, ori în picioare, zile. Țin minte că am avut o dată în Franța o zi în care, mă rog, am lucrat toată ziua, așa, seara a fost o urgență, am stat toată noaptea în sală și următoarea zi trebuia să lucrez, și am stat iar până seara. Și toată lumea se uita la mine și zicea, băi, cum reziști? Nu se poate. Da, se putea, pentru că eram obișnuit deja în România să... Vedeți, acum sunt tot felul de norme, ca oamenii să fie odihniți, să nu lucreze mai mult, dar nu te poți pregăti dacă stai după normele astea. Îmi povesteam un rezident din afară că pe ei obligă, un belgian îmi spunea, doi, ne obligă să marcăm cartela, intrăm în spital la ora cu tare, ieșim la ora cu tare, dar noi ne dăm seama că nu putem să învățăm dacă stăm numai ori la spital. Intră pe la gunoi, prin spate, să nu-și folosească cartele ca să intre în spital, ca să poată să prindă niște ore în plus, că asta e meseria. Deci este un fel de sport de performanță, exact. S-a dus la extrem. Exact. E un sport de anduranță, dacă vreți, pe care trebuie să îl ai în tine. Îl ai deja. Chestia asta e deja. Asta e învățat. Da? Deci pentru mine nu e problemă că poate am o zi mai așa, mă simt nu știu cum, pentru că descărcare, e și descărcare, evident, operație înseamnă descărcare de adrenalină, înseamnă te ține acolo, ești acolo, indiferent, poate, nu știu, ai divorțat, ai avut probleme, dar tu ești acolo, pentru că n-ai cum să faci altfel, nu poți să fii cu gândul aiurea, chestia aia te acaparează cu totul.
Și o ultimă întrebare, domnule doctor, pe acest subiect, pentru că, din păcate, nu mai avem foarte mult timp. Să spunem așa, să facem un exercițiu de imaginație. Dacă vine în fața biroului dumneavoastră un tânăr care vrea să devină ca dumneavoastră, medic cu aceeași specialitate, și vă întreabă, domnule doctor, spuneți-mi sincer ce ar trebui să știu despre profesia asta. Ce i-a spune? Păi i-a spune să nu facă. Da, în fine, mă rog, acum, de exemplu, chiar am avut, ce îmi spuneți dumneavoastră, an de zile un student care venea pe aici, care e foarte interesant și așa, mă rog, un băiat super de aici, din Brașov, na. Și n-am reușit în anii ăștia, când el tot și-a făcut practica de vară pe aici și tot venea, să-l conving să renunțe la această idee. Eu, într-un fel, i-am vrut binele, că am văzut că, na, i-am explicat că meseria, ce înseamnă meseria asta, pentru că mie personal nu mi-a spus nimeni toate lucrurile astea, ce mă așteaptă. Eu habar n-am avut că trebuie să sacrifici atâția ani, că se învață greu, că trebuie să te duci prin Franța, să stai și na, vor avea consecințe asupra vieții tale personale. Nu mi-a spus nimeni chestia asta așa, adică lumea ți-o spune așa cu o jumătate de gură, să spunem, dar până nu trăiești, nu știi despre ce vreau. Și eu am încercat să-l previn, să-i spun, uite, așa, 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 l-a îndrăjit și mai tare. Deci asta înseamnă că ar fi un medic bun. Deci, și-a ales, a luat rezidențiatul anul trecut, și-a ales chirurgie cardiacă, pentru că visul lui, n-a vrut să renunțe, spun și băi, cam ăștia suntem noi, așa. Evident, în fața unui asemenea tânăr hotărât și așa, ce poți să-i spui? Îl previi, evident, dacă nu, până la urmă trebuie să-l înveți niște trucuri ca să-i facă, să zicem, viața la ușoară, dar evident, trebuie să fii sincer cu el, trebuie să știi. Omul ăsta e clar că și-a înțeles lucrurile astea, la el nu se pune problema că nu a înțeles, pentru că i-am spus toate lucrurile și acum vreau să v-am povestit două, trei lucruri, dar lui i-am spus multe și multe. Și eu cred că va fi un doctor bun, pentru că deja în cunoștință de cauză, el s-a dus pe calea asta. Da, ce-a spune unui tânăr, spun că dacă poți să faci altceva sau dacă nu vrei să ai stilul ăsta de viață în care să te dedici complet, alege altceva. Dacă vrei să faci meseria asta, îi puneți la un test, spunându-le acest lucru. Da. Dacă spun merg mai departe, e clar că... Trebuie să înțeleagă despre ce e vorba. Da? Trebuie să înțeleagă și, într-adevăr, dacă chiar după ce au înțeles, da, poate că și el la un moment dat își va pune întrebarea asta și va zice, oare eu, ba, nu l-am ascultat pe doctorul ăla, mi-a zis. Dumneavoastră, vă puneți întrebarea asta? Păi eu nu mă pun, că pe mine nu v-a spus nimeni. Nu mi-a spus nimeni. Deci eu am intrat. Dar regretați? Nu. Nu. Nu, pentru că e ca un, cum să spun, e ca un drog. Da? Deci când ai intrat în asta... Ca un drog cu ajutorul căruia faci bine altora. Da. E, dar nici din punctul ăsta de vedere nu mai poți să ieși. Pentru că meseria asta te acaparează, o duci cu tine tot timpul. Dar asta e un dezavantaj, pleci acasă, nu poți să uiți pacientul ăla, nu poți să nu te gândești, nu poți să nu sunt seara în terapie, să vezi ce se întâmplă pe acolo, nu poți, sâmbătă, duminică, știi că ai bolnav, chiar dacă, să zicem, weekendul tău liber și rămâne colegul, nu poți să nu te gândești tot timpul, practic, ești tot timpul cu pacienții după tine. Asta dacă ești cu adevărat așa, medic. Eu cred că în meseria noastră, da, poate că și în alte specialități, dar eu cred că în meseria noastră acest lucru e obligatoriu, deci cred că nu poți altfel. Poate unii pot, nu știu. Poate o fi și altfel de doctor, dar eu cred că nu se poate altfel în meseria asta. Ori dai totul, ori nimic. Ori nimic. Mulțumesc tare mult, domnule doctor, pentru timpul acordat. Știu că vă așteaptă foarte mulți pacienți la consultații, la discuții. Îi felicit pentru că v-au ales, pentru că, în adevăr, au avut toate motivele din lume. Vă doresc mult succes în continuare și să ne revedem cu bine. Vă mulțumesc frumos. Domnilor și domnilor, după cum bine ați văzut alături de mine astăzi, l-am avut ca invitat pentru a-i cunoaște, iată, o parte din povestea de viață pe domnul doctor Narcis Filipescu, medic specialist chirurgie cardiovasculară și șef secție chirurgie cardiovasculară din cadrul Clinico. Eu sunt Filip George și până data viitoare vă doresc toate cele bune. Rămâneți cu Nova TV.